Avem nevoie de o clinică veterinară mobilă în Munții Apuseni pentru că oamenii au început să ne ceară ajutorul din ce în ce mai mult, cu sterilizări, cu animăluțe bolnave, iar noi în momentul acesta nu avem suficiente resurse să-l putem oferi. O clinică veterinară mobilă ne va ajuta să ajungem în locurile în care nu am ajuns până acum și poate unde este cea mai mare nevoie. În acest mod vom contribui la stoparea fenomenului animăluțelor abandonate, la reducerea suferinței lor, cât și la reducerea fricilor oamenilor de animalele care sunt pe stradă. Ajutați-ne și voi! Nu este nevoie de o clinică veterinară mobilă, o ambulanță mobilă. Pentru comunitate, pentru animăluțe. Și acest lucru nu se poate realiza fără sprijinul comunității de afaceri locale, prin sponsorizări, prin donații de la persoane fizice și e nevoie, într-adevăr, de multă implicare. În Munții Apuseni avem nevoie de o clinică mobilă pentru că trebuie să educăm lumea, trebuie să reducem suferința animalelor și asta nu se poate decât cu ajutorul fiecare dintre voi, cu ajutorul afacerilor mici și mari și cu ajutorul administrației locale. Avem o mare nevoie de o ambulanță veterinară. Este o zonă cu foarte multe sate și cătune mai retrase, un popor mai în vârstă, care nu au transport, nu au posibilitate să ajungă la un medic veterinar, un cabinet veterinar, nici nu au bani. Sunt oameni care chiar ar vrea să-și sterilizeze câinele sau pisică, dar nu au posibilitatea, chiar dacă legile obligă să facă același lucru. Deci dacă noi putem ajunge la oameni respectivi, eu cred că ar fi de mare folos. Ne plânge că sunt foarte mulți câini abandonați. Foarte mulți câini sunt abandonați, într-adevăr, și Munții Apuseni, fiindcă oamenii nu au posibilitatea să-și ducă la sterilizat. Foarte mulți câini sunt pe străzi. Cu o clinică mobilă putem regla problema asta.